Bine v-am regăsit pe cei din Zodia Scorpion. Haideți să vedem ca o previziune în zare pentru luna august ce vă așteaptă în dragoste. Haideți să vedem, Scorpion. O lăsăm așa la Scorpion, dragoste, luna august. La voi există o foarte mare nehotărâre. Cât de mult ați luptat pentru o relație, cât de indecis sunteți în momentul de față, cât de îngândurați, analizați, încercați să descoperiți lucruri despre această persoană. Deși țineți de această relație cu dinții, nu vreți să o pierdeți pur și simplu. Foarte multă nehotărâre. Parcă aveți de-a face cu o persoană care v-a făcut să suferiți de foarte multe ori și v-a părăsit de foarte multe ori din câte văd aici. Persoana aceasta v-a părăsit. Persoana aceasta v-a părăsit pentru altcineva. Iar voi încercați să descoperiți lucruri. Să vedeți despre ce este vorba. Să analizați dacă puteți descoperi, ca să spun așa, secrete despre această persoană. Poate căutați informații pe site-uri de socializare sau poate întrebați. Vreți să descoperiți cât mai multe despre această persoană și sunteți foarte îngândurați. Clar și această persoană se gândește foarte mult la voi. Dacă deja v-ați despărțit și sunteți despărțiți, văd în această situație că vor veni, veți descoperi foarte multe lucruri. Poate că multe dintre cazuri putem să vorbim despre voi care faceți pe mici detectivi, vă cățărați, aflați foarte multe lucruri sau vă ascundeți după anumite obiecte ca să urmăriți această persoană, să vedeți cu cine vă înșeală sau de ce a făcut lucrul ăsta sau care este adevărata lui sau ei personalitate sau viață. Bun, parcă aveți foarte multă forță interioară. Luna august veți avea foarte multă forță interioară și veți decide într-un final să vă despărțiți de această persoană. Veți afla foarte multe lucruri urâte, ca să spun așa, lucruri care vă vor marca. Lucruri care nu vă așteptați să le aflați despre această persoană. Ceva, ceva bănuiați, dar cred că putem să vorbim despre o persoană care duce o viață dublă și este posibil să mai aibă o relație în paralel, o altă casă, o altă familie, o altă situație, sau poate putem vorbi de o persoană care merge în paralel cu chiar cu mai multe relații, nu numai două relații, merge cu mai multe persoane în paralel. În multe dintre situații poate fi o persoană care are și foarte multe vicii, poate și jocuri de noroc, poate și patima băuturii, poate chiar și alte substanțe. Bun. Sau poate chiar frecventa locuri de gen cluburi de noapte, înțelegeți dumneavoastră, o persoană care este disperată după aventuri, disperată după atenție. Pentru cei care sunteți singuri, văd aici că ați avut o foarte mare alegere de făcut. O alegere foarte importantă. O alegere parcă v-ați sacrificat pe voi, pentru că n-ați mai făcut față în relația respectivă sau pentru că a știut că aveți de suferit în relația respectivă. Eu văd că v-ați sacrificat pe voi. Și v-ați despărțit de această persoană, chiar dacă ați avut de suferit și aveți de suferit foarte mult. Și pur și simplu, chiar dacă mai simțeați nevoia să vorbiți cu această persoană, chiar dacă mai vroiați să fiți cu această persoană, ați decis să fiți cruzi, ca să spun așa, cu voi, să tăiați tot răul din rădăcină și să lăsați această persoană în pace. Deși astăzi ați această persoană în pace, să știți că această persoană nu o să vă lase ea în pace. Mai văd o situație în care v-ați sacrificat pe voi pentru, poate că voi sunteți căsătoriți și v-ați sacrificat pe voi pentru că ați renunțat la o persoană pe care o iubiți foarte mult, pentru că nu vreți să vă destabilizați situația de acasă, deși nu sunteți fericiți, deși încă urmăriți această persoană, deși încă vă informați ce face și sunteți, vreți să stați puternici sau puternice, vreți să credeți că puteți să rezistați. Din păcate pentru voi, pentru că iubiți foarte mult această persoană și această persoană vă iubește foarte mult, mai poate fi o situație în care
și această persoană să fie într-o altă relație și pur și simplu v-ați sacrificat fericirea voastră ca să rămâneți, să nu faceți partenerii să sufere. Și deși ați făcut acest lucru, nu o să uitați această persoană pentru că o iubiți foarte mult din câte văd. O iubiți foarte mult și simțiți că a fost parcă a scăzut în gol, parcă nu mai aveți susținere. Văd foarte multă tristețe aici. Bun, hai să extragem și trei cărți. Pentru Scorpion, luna august în dragoste. Exact ce spuneam. Ați ales să vă sacrificați pe voi să terminați o relație. Mulți dintre voi, nu în toate situațiile, deși mai aveți câteva speranțe, deși mai căutați această persoană, vă mai uitați la pozele acestei persoane, poate pe site-urile de socializare, sau mai vreți să știți despre această persoană, dar suferiți foarte mult. Relația voastră este una care nu vă oferă absolut nimic ca... nici căldură, nici afecțiune, nici dragoste, nici atenție. Deși stați cu această persoană pentru copii, obișnuință, poate pur și simplu vă este rușine de familie sau de familia partenerului să faceți acest pas și să trăiți cu această persoană pe care o iubiți. Dar eu văd aici că există o soluție. Există o soluție și o veți găsi în luna august. Poate că veți reuși din câte văd aici, pentru că mi se arată această soluție. Haideți să mai extragem o carte să vedem. Da, clar, veți găsi o soluție. Dar soluția cumva vine. S-ar putea ca partenerul dumneavoastră să aibă și el pe altcineva, mă refer la partenerul stabil, și poate vă veți folosi de această scuză, de acest lucru, ca dumneavoastră să aveți un motiv să renunțați la această relație sau să divorțați, să fiți cu persoana pe care o iubiți. Sau mai vorbim în altă ordine de idei, poate veți găsi soluția să mergeți în paralel cu această persoană pe care o iubiți și soluția să fie să vă bucurați pur și simplu de moment. Să vă bucurați pur și simplu de ceea ce vă oferă prezentul. Să nu vă mai gândiți, vai, nu pot să divorțez sau vai, nu pot să renunț la relația mea să fiu cu această persoană, deși o iubesc mult, vai, trebuie să mă sacrific pe mine. Nu veți ajunge la concluzia că trebuie să vă bucurați de această persoană și de ceea ce v-a oferit viața. Bun, aceasta a fost etalarea pentru Zodia Scorpion, pentru luna august în dragoste, în zarul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.